ziua, stimați invitați, delegați ai Congresului 3 al Mișcării Populare Antimafie. Eu, ca membru a Consiliului Politic al Mișcării Populare Antimafie, sunt de la nordul Republicii Moldova, dintr-o familie de medici, am făcut studiile la Universitatea de Stat din Chișinău, la Facultatea de Drept, pe bază de contract. Părinții mei îmi l-au pensat și îmi promptau bani să-mi plătească contractul, deoarece pe atunci la medici nu dădeau salariile cu lunile. Iar acum mulți dintre ei au părăsit această țară în căutarea unui stat care are nevoie de capacitățile și cunoștințele lor. Asta m-a făcut și pe mine acum 14 ani să plec peste hotarele țării. Am ajuns în Anglia cu 10 lire în buzunar. De la început era greu. Uneori n-aveam ce să mănânc, ce să dorm, dar greu, unde să dorm, dar greutățile m-au format. Și știam că într-o bună zi suferințele mele vor fi răsplătite. Acum, după 14 ani de exil, sunt cetățean al Marii Britanii, am o afacere în Anglia, am o familie fericită pe care o pot îndestula, plătesc mii de lire în taxe în bugetul Marii Britanii, bani care aș fi putut plăti aici, în țară la mine, și pensionierii din țara mea ar fi avut o pensie mai mare. Fiica mea ar fi putut învăța în limba română, ar fi putut iubi țara tatălui ei, dar lui ăștia nu le trebuie oameni activi. Pentru că oamenii activi sunt o problemă pentru interesele lor mafiote. Deși sunt realizate unul dintre cele mai bogate state din Europa, nu mă pot împăca cu faptul că țara mea a rămas pe mâna unor hoți în lege, care au mințit electoratul că sunt altceva decât comuniștii, s-au cocoțat la putere și fură ca în codru verde. Îi disprețuiesc cu toată trăirea mea pentru suferințele care le aduc concetățenilor țării mele. Eu m-am înregistrat în Mișcarea Populară Antimafia acum cu 3 ani urmă, când am înțeles că această guvernare este una ipocrită. Iar astăzi am venit personal în Republica Moldova să mă implic în campania electorală, să le spun cetățenilor țării mele că mai există o șansă. Să ne recuperăm țara din mâinile acestor mafioți. Și vreau ca cetățenii țării mele să înțeleagă că, de fapt, cei care se declară pro-europeni, ei nu sunt. Dușmanii noștri sunt chiar aici, în țara noastră, care nu fac altceva decât în mod intenționat să distrugă tot ce a mai rămas în această țară. Acești hoți nu au cum să-mi spui mie ce înseamnă Europa, pentru că ei habar nu au și nici nu interesează. Iar pe cei... Iar pe cei care vin de peste hotare și cei care reprezintă interesele diasporei, vin pe banii statului și îi ajută pe ăștia să inducă lumea în eroare, i-aș ruga să se oprească și să nu facă acest lucru. Dacă vor cu adevărat să schimbe în țara noastră ceva, să se implice direct în lupte, dar să nu îmble cu balurile, plac gustaruri, bostaniade și să-și culti cu gura cascată, cum le povestește Filat, cum o să fie în anul 2020. Ajunge, ne-o amăjit odată. Dacă nu ne mobilizăm acum să dăm jos această mafie prin alegeri, atunci uitați de ce ai plecați. Nu o să se întoarcă nimeni în mizeria asta care devine tot mai mare și mai mare. Iar copiii noștri născuți acolo vor iubi o altă țară și nu o vor dori să o părăsească. Iar banii trimiși de peste hotare vor fi mai puțini, pentru că lumea deja trece cu traiul acolo. Noi știm problemele reale ale concetățenilor noștri, dar până când nu băgăm la pușcărie acești hoți liberali, democrați, comuniști, Republica Moldova nu are nicio șansă. Pentru că comuniștii și mafia de la guvernare sunt o apă și un pământ. Noi venim să nu furăm. Noi venim să muncim. Să muncim numai și numai interesul oamenilor. Și dacă și noi vom fi fericiți să știm că lăsăm un viitor civilizat țării noastre, hoții trebuie să stea la pușcărie. Iar cei care au furat, fiind în funcții publice, vom cere ca prin lege să li se mărească pedeapsa încă cu vreo 10 ani. Vom pune sechestru de stat pe toate bunurile acaparate ilegal. Vom declara sistemul judecătoresc anacronic. Domnule,
vom da toți judecătorii afară, vom aduce judecători europeni să scăpăm de acești hoți. Guvernul va fi unul apolitic, format din buni profesioniști și oameni cu capacități. Așa cum vă spuneam, sunt realizat în Marea Britanie. Lumea mea reală este acolo, iar lumea mea de dor este aici. Acest dor m-a făcut mereu să fiu atent la tot ce se petrece acasă. În 2009 m-am bucurat. Am crezut că țara noastră se va ridica din genunchi. Dar nu a fost să fie. Pierdusem orice speranță, eram rătăcit. Căutam mereu pe cineva de care speranțele mele se prindă din nou. Cu 4 ani urmă am dat din emisiunea pe internet al lui domnul Sergiu Mocanu și sufletul meu s-a prins de el. Deși trăiesc peste hotare. Dar eu vreau să fiu de folos țării mele. Eu vreau să fiu alături de Sergiu Mocanu, de Daniela Bodrug, de colegii mei în această luptă împotriva acestor bandiți de la guvernare. Nu vă temeți de lupta pentru dreptate. Curajul și optimismul nostru va ridica țara noastră din genunchi și vom ajunge cu toții în marea familie europeană, mândri de țara noastră. Așa cum mă mândresc eu că fac parte din mișcarea populară antimafie. Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia!